Moldova. Hai împreună cu doamna primar. Vreau să invit aici alături de mine o persoană, un prieten de fapt al orașului nostru, un prieten fidel care pe parcursul acestor 9 ani de zile, cât am fost eu în funcție de primar, a fost alături de orașul nostru. Ne-a organizat multe sărbători, ne-a dăruit terenuri de joacă, a creat o adevărată sărbătoare pentru copii timp de 10 zile, copiii din raion s-au bucurat de caruseluri gratis absolut. A contribuit și a susținut echipa de fotbal a orașului Drochea. V-ați dat seama despre cine este vorba? Despre cine? Așa este. Eu vreau să-l invit aici pe prietenul meu și al orașului nostru, Renato Usatăi. Bună seara, Drochea! Stimați prieteni, încă din anii studențești, când eram student la Bălți și veneam la Drochea. În Drochea tot timpul era cel mai cald, cel mai frumos, cel mai gustos. Din 2015, când am venit prima dată deja în fața dumneavoastră ca primar de Bălți, și atunci am pornit o istorie nouă a orașului Drochea, alături de colega mea și iubita voastră, doamna primar, doamna Nina Ceretiu. Și din 2015 ne-am străduit ca împreună cu Nina, cu echipa partidului nostru din Drochea, să facem cât mai multe proiecte și cât mai multe lucruri frumoase. Ne-am străduit din an în an să contribuim și să susținem diferite proiecte. Pe viitor știu că avem de muncit foarte mult, dar credeți-ne că dacă împreună noi am făcut foarte multe până acum, sunt sigur că voi face foarte multe și în viitor. Vă mulțumesc, Drochea, la mulți ani, să fiți fericiți, bunăstare, pace în primul rând. Sila pravde, vă mulțumesc, Drochea! Să fiu iubitul tău din